Bună dimineața, astăzi mergem să filmăm un videoclip. Sunt nedormită din nefericire, n-am cea mai frumoasă față de filmare, dar merge. Nici ochelari nu știu dacă am șop aici, cu mașina asta. Unde e? Ia uite, mamă, ce-aș fi mâncat și eu ceva. Dar mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame, mi-e foame. Unde e ăla? Mai în față, pe stânga. Eu stau aici, pe dreapta, știi? Unde e, mai e? La semafor. Uite cine frecventează Decebal. Eu n-am venit aici decât la prezentări, nici măcar să mănânc de cine aici. Mă duc în mod. Hai, frații mei, că mi-e somn. Ador la volan. Merg pe avarii să uită ăștia, zic că-s nebun. Ei filmează pentru asistentele, ți-a zis? Hai să vedem, te întorc și eu repede. Domnule, mi-am și eu ceva de mâncare, am timp? E toată lumea venită să plecăm direct sau...? Nu știu exact ce... cine e acolo, acum. Stai că nu știu unde-i întâlnit. Avem... Mamă, mi-e foame, dar nu mai pot, n-am mâncat nimic de ieri. Eu sunt Loredana. Bună! Loredana, îmi pare bine. Loredana, cu tine am vorbit? Cu mine. Da? Loredana. Pare bine. Hai să intrăm. Hai să intrăm. Hai. Mamă, ia uite ce fii. Mi-e frică de ei. M-am mușcat de eu când eram mică și mi-e frică rău. De orice nație de câine mai mare. M-am mai filmat cu tine până acum. Loredana, îmi pare bine. Tu știu, Loredana. Mă știi? Da, e fanul tău. Este Bogdan, am testul. Da, e fanul tău. Uite bine. Tatea ne grefi cu acolo? Da. Toată viața mea mi-am dorit și o codiță de tale, încă n-am avut niciodată. A zis că plec într-o vacanță 10 zile și atunci îmi pun. În afară. Două ore. Dacă vezi ce nebunii fac fetele astea, eu am rămas șocată. Ceva de genul poți să mergi cu niște șuvițe și să-i faci. Da. Uite, ceva să arate mai aranjat, mai coafat. Ăsta și-a lăsat. Niște șuvițe de dedesubt, cumva împletite și puse deasupra. Da, papa, dă-mă transa. Ia, dă să pieptăn eu repede, dacă ai un pieptăn. Aici ziceai că vrei? Excepent, așa că l-aș mai mult pe acolo, dar fiind mai bine. Da, da, tengo. Uite, l-aș prinde așa sus aici. Da. Să vedem mai coafat. Și fata cu părul de aur, și fata cu părul de aur, părea fi sora cu ele. Mi-a făcut una poză aseară și m-a enervat, am vrut să-i dau fără două capaci. Și trece pe lângă mine, îmi face poză, dar nu mi-a făcut poză prietenește. Vorbeam cu băiat și direct mi-a făcut poză. Adică un prieten, un client acolo de la club. Și nu era vreo ziaristă să zici că... Bă, femeia e ziaristă, face și ea, își face meserie. Clientă falsă în club. Nu merita două picioare? Necunoscut! Ce fac eu cu ăștia care mă sună cu necunoscut? Păi mă sună non-stop, o sună și bateria. Și că eu sunt bronzată, păi pe lângă ea nu exist. Mă duc la mașină, mă găsești la mașină. Sănătate, faci chef. Mă duc să fac aici o baie repede, mă bag cu capul. Nu, domnule, ce aveți cu mine? Păi m-am mușcat de ochi. Când era... Nu! Așa, da, mai bine, când e frică de ei. Mulțumesc mult de tot! Ai rog, că se vede mai bine cu păr așa. Uite ce bine m-a făcut. M-a făcut bine, nu? Bine extensiile astea? Zici că vine cu tremurul.
dă-te la o parte, că mergi pe mijloc și o femeie ratată la volan. Mai bine stai acasă, că mai avarie și pe alții. Vezi că ai trecut și tu pe roșu. Hai, n-are nimica. Ia uite, de ce să nu mă bag? Și tu n-ai trecut pe roșu niciodată în viață? Voi, cameraman cinstit și onest care ești. Hai mă, nene, să văd eu ce filmare facem noi. Ia. Că m-ați făcut curioasă. Leacă că mă schimb, tu nu înțelegi? Că fac urât acum. Băgaci pe tine. Băgaci pe tine. Ia băgaci pe tine. Băgaci pe tine. Și ce-i mai rău? E mai rău că nu observ. Dar du-te și mai din depărtare. Haide! Stai așa că stai la ședința scotă. Gata, haide. Eu sunt gata de vreo jumătate de oră. Hai că nu-ți mai dau. Din nou ca să faci mie. Ia uite-te acolo, tarava lunguleț, uite. Da, tarava lunguleț. Alexa, ce am de făcut? Ce ți-am zis? Da, de-abia ai ajuns, ești obosit. Dai un pic. Și acțiune, Bogdan! Ran to the middle of the ring, and everyone shouted, because they thought he was going to fight fiercely. But when he got to the middle of the ring, he sat down just quietly and smelled. La mine vine giù! Marcia! Mâncați aș vaca ta! Ești, mamă, ce viteză avem! Ia-ți vaca! Dă-i la ea, mă, dă-i la ea! A, te duci la mașina mea, nebună! Tu ăsta de unde am mai apărut? Hai, fugi la loc! Mă duc înapoi să mă leg! Hai, că e gata! Nu mai pot! Dar-ți-i tău! Hai, merge Alexa! Stai că e cu papainoagele să ajungă! Un videoclip excepțional aici pe un câmp frumos, compania unei domnișoare extraordinare. Una albă, una brună, una neagră, alba neagră. Da. Nu rămânem aici, terminăm videoclipul. Videoclipul, melodia se numește Am poftă de tine. Cum? Am poftă de ea. Am poftă de tine, așa se numește. Am poftă de tine, am mare poftă de tine, de tine viața mea. Ia uite. Ce mașină frumoasă ai. Tot cu vocea eu cu mașină. Da, mi-am scos. Vezi mă, ne potrivim. Eu cu vocea aia cu mașina. Cuplu perfect. Vrească! Am mare poftă de tine, de tine viața mea. Am poftă de tine, am poftă de tine, de tine iubirea mea. Am poftă de tine, am mare poftă de tine, de tine, de tine viața mea. Am poftă de tine, am poftă de tine, de tine iubirea mea.
că de tine mare poftă am. Am poftă de tine, am mare poftă de tine. De tine viața mea. Am poftă de tine, am poftă de tine. De tine iubirea mea. Am poftă de tine, am mare poftă de tine. De tine, de tine viața mea. Mi-e frig rău de tot și acum trebuie să filmez un... Greu și mi-e frică, poate vine vreun ceva să dea picioare. Dar nu mai bate vântul, parcă. Bate, bate, vrei să bate bine? Nu. Mai bate voi, dai că bate vântul. Până acum ce era fric. Intrați în pădure, culegeți. Hai mă, că n-are nimic. Lei. Da mă, ce ușor e să vorbești. Băgam iași. Intră! E să dau un tohâiju! Nu intră la mijaretă! Mai rău! Hai, copii! Hai, hai! Hai, că nu te mănâncă nimic! Gata! Hai, Lore! Păi păpuță alergați, acum cum faci? Doamne! Nu alerg pe aici să mă omori! Mai departe. Da, deși ai. Ce mult îmi place mie de tine. Și tu simți și vezi că mor de tine. Mă ia cu leșin așa deodată. Poftesc de lasă gura apă. Ce mult îmi place mie de tine. Și tu simți și vezi că mor de tine. Mă ia cu leșin așa deodată. Poftesc de lasă gura apă. Am poftă de tine, am mare poftă de tine. De tine viața mea. Am poftă de tine, am poftă de tine. De tine iubirea mea. Am poftă de tine, am mare poftă de tine. De tine, de tine viața mea. Da, hai fata în grup. Come on. Acum voi ați trebui să treceți cu mașina prin mine și să nu pățeți nimic, nu? Nu ar trebui să nu pățeți nimic. Ia uite ce! Mă plici, mamne, cu mașina asta șmecheră ta? Fii atent, îți dau mașina mea. Și mai îmi dai 60.000 și faci un nimic 60.000 în câmp. În câmp acum. Nu pot să filmez. Ia vreau că vreau și o poză aici în mașină. Ia și o poză. Hai, du-te tu, coboară-te că eu mă urc înapoi. Păi da. Dar pornește? Cum pornește? Nu pornește. Și nu ai. Are de-aia să schimb vitezele? E și dramată? Da, ca la căruță. Da, aș negură că e șmecheră, nu mai fine. Da, e foarte tare. Poză la șmecherie așa de aici. Ia, mă, umflă buzele, ia. Ia. Așa, așa. Hai că-mi strici poza, du-te de aici. Mai au baterie și un cablu. Gata. Baterie și cablu, pun la cameră. Nu știu ce fac. Nu vreau băiatul ăsta să închid ușa, că poate-i fac ceva. Aș renunța, aș renunța. Nici la una, nici la alta. Ceva naiba. Ce altceva să-mi pun? Papucii alb? Nu se frig, Loredana, nu se frig. Atâția pantofi. Păi pantofi nu am cu ce să alerg cu nimic în iarbă. Păi am dă-ia balerin dacă vrei. Pune-ți balerin. Mama mea. O să-ți aducă cineva, mare, dacă... Auzi? În spate! Uite-te și tu la mine mașină, în spate, jos în niște balerini, Auria, du-mi și mie, te rog. Stocule, stau în băiatul. Băiatul. Poate n-auzi. La cât am zbirat. Hai că am vorbit cu Dani, am zis că plec. Lasă-mă, ce mai memu. Deci decât asta mai stau, dar hai mai repede. La salci. Stai acolo! Nu se văd aici ochelari.
Las-o ăștia de nu se văd. Hai, cine mă filmează? Aici? Și ce vrei să fac? Să lași telefonul ăla. Nu am telefon. Păi da, dar eu trebuie să ocolesc copacul, că aici nu e drum. Păi vezi? Xena. Do you know Xena? Așa, poate cad pe gârlă. Au, au, hai! Că v-aș talentul vostru. Gata? Poate cad pe dacă. Nebuna ar trebui să par, nu? Da, mă, dar tu mai așa. Lasă-mă în pace, că eu... Calță-te cu aia, naiba. Fii mai grațioasă! T-ai găsit pustupul ăsta? Dar nu veni chiar așa repede, te mai oprești, te mai scoți cu astea. Imaginează-te la grădiniță. Aici e Bogdan unde suntem noi, deci e Bogdan. Hop! Mai fac? Succes! Mersi la fel, pa! A fost un videoclip tare drăguț, oricum ceva diferit față de ce am filmat până acum. Abia aștept să văd ce o să iasă, pentru că îți dai seama, momente filmate așa în sălbăticie nu ți inspiră nimic când, nu știu, filmezi în grâu. Eu nu îmi dau seama cam cum ar arăta. Și tocmai de aceea sunt tare curioasă să văd rezultatul final.